Noroc, oameni buni, vin cu un micro live, vreau să vă transmit un mic mesaj, nu știu, zic să-l fac în story, să-l fac în video, stai mai bine cu voi să-l împărtășesc, așa o să rămână și am să-l salvez la mine pe pagină. Știți despre ce vroiam să vă... Salut! Să vă spun în micro ăsta live, am spus că eu foarte scurt intervenția mea, dar zilele astea primesc de la voi e-mail-uri cu propriile voastre istorie de viață referitor la situații foarte dificile în care femeile îmi povestesc, îmi descriu violuri sau îmi descriu situații în care ele au relații sexuale fără ca să fie într-un fel constrânsă, dar în același timp nu e o intimitate sexuală dorită de ele. E că o fac pentru că așa trebuie, pentru că pentru dacă nu ați duc la alta, sau e ca despre ce vreau să vorbesc aici, o credință foarte înrădăcinată la noi, el are nevoie. Și că numai la chestia asta aș fi vrut ulițică să vorbesc cu voi. El are nevoie. Oameni buni, nu există o nevoie sexuală. Adică noi, fără sex, deja noi putem să trăim. Noi n-am putea să trăim, poate, fără atingeri, fără a simți oamenii aproape. Dar însăși, fără sex, noi putem trăi. Și deci, când cineva vă spune vouă, eu am nevoie, și că tu ești obligată de ceva, asta nu există, asta e o credință care, cum vă spun, foarte înrădăcinată și care tare se transmite din generație în generație, însă nimic fiziologic, spun așa, sau e că dacă bărbatul sau femeia nu ar avea sex, noi nu murim, noi nu ne îmbolnăvim, nu se întâmplă nimic în corpul nostru care spune, măi, dacă eu nu mănânc, eu mor, da? Dacă eu nu fac sex, eu nu mor. Și deci, cred că e foarte important ca noi să știm de chestia asta, pentru că, ți-mi minte, Dan, când eram în tinereța mea, se vehicula cu chestii, wow, dacă eu sunt excitat, fă ceva. Da? Adică eu trebuie să, dacă bărbatul nu o să ejaculeze, gata, eu o să, știi, o să-i cadă ceva, o să fac un cancer de nu știu ce. Nu, nu e adevărat. Și zilele trecute dasem de o postare, de un video la o altă sexologă din Franța și ea spunea că imaginați-vă voi sunteți la pe la ora 3 așa, și ați început să aveți o mică foame, da? Ți-ai mâncat de ceva dulcișor. Pe că ții când ai foamea asta, tu doar nu o să începi să spui că mie mi-e foame de un mic desert, dar toți în jurul meu, ei trebuie să mănânci cu mine. Nu, eu am foamea asta, înseamnă că mănânc eu. Păi așa e și cu sexualitatea noastră. Adică, dacă eu am o nevoie sexuală sau un apetit mai mare, da? Asta nu înseamnă că toți din jurul meu trebuie să mănânce atât cât mănânc eu. Da? Deci asta nu e obligația partenerii, ca să aibă o relație sexuală pentru că el are un apetit mai mare. Suntem responsabili și mâna dreaptă și mâna stângă, am vă spun, nimeni nu a suprimat-o, da? Dacă ai o foame mai importantă, este așa cuvânt ca masturbarea. Și asta nu e... Adică eu aș fi vrut ca fiecare să se responsabilizeze nevoile mele sexuale, plăcerile mele sexuale, nu este nimeni responsabil de ele. Atunci când asta e împărtășit de partenera, partenerul meu, super bine, dacă gustul meu, pofta mea acum, ea nu este împărtășită cu partenerul, partenera mea, păi atunci eu am să-mi aduc plăcere singură, pentru că asta e... eu am puterea asta, am mâini, am jucării, am alte... modalități de a-mi aduce mie plăcere. Ce spuneți voi la de chestia asta?
Că citesc. Ok, asta ar trebui postat peste tot despre tema aceasta. Există prea multe mituri despre lipsa de sex. Foarte adevărat, nimeni nu e obligat. Eu primesc e-mail-urile voastre și v-aș încuraja să-mi trimiteți, pentru că, de adevăr, sunt e-mail-uri foarte da, dureroase, în care femeia spune: uite, îmi dau seama că asta a fost un viol. Dar v-aș spune încă dacă ați fi vrut să participați în mărturiile astea și ca ele să apară într-o carte, spuneți raportul vostru referitor la zona asta gri, cum am spus. E ca o zonă în care, măi, eu nu pot să numesc asta viol, dar în același timp nu pot să numesc că eu am făcut-o pentru că eu vroiam. E ca am făcut-o pentru că, într-un fel, e că așa trebuie, sau dacă sau nu vreau să-l văd. Multe femei îmi scriu ca să nu-l văd enervat, ca să fie pașii în familie. Scriți poveștile voastre, scriți cum e pentru voi când, uite, o fac, simt că nu aș avea mare dorință, dar ca și toată lumea fericită, ca așa îmi pare că ar și ghin de făcut, totuși spun da, dar într-un fel mă uit la ceas când asta trec mă răbde. Am plâns de multe ori când am fost refuzată de soț, dar urmărindu-mă am înțeles că e ceva normal că el să nu mai aibă poftă sexual. Dar e fain în ceea ce spui, Alexandra, pentru că deseori în spatele refuzul într-un fel partenerului, ceea ce, cum spun, nu avem aceleași pofte, și asta e ok, și asta nu e nicio problemă, dar în societatea noastră, da, în care e iarăși credința asta că un bărbat el vrea tot timpul și dacă el nu vrea, înseamnă că eu am o problemă, da? Păi atunci când tu te confruntai cu faptul că el nu are dorința asta sexuală, cu siguranță asta activa copilul tău vulnerabil spunând: dar poate eu nu sunt suficient de iubită, sau eu nu sunt suficient dorită, sau poate el are pe alta, sau adică multe chestii care puteau să active, când de fapt, pur și simplu, noi nu avem aceleași pofte și asta e ok. Stați, încă dacă mai vrut să mai spun ceva la tema dată, v-am spus că asta să fie tare scurt intervenția mea. Eu s-am refuzat frumos doar în sarcină și după naștere. La noi e totul bine, mersi. Foarte, foarte fain. Eu am mai avut cupluri din astea în care tot când veneau cu problematica asta că bărbatul avea adică mai rar dorința asta sexuală și într-adevăr acolo deseori când da, dejghiocăm care e dinamica în cuplu, femeia poate fi o persoană sau tipul ei mai anxioasă și atunci când tu nu vrei să faci sex cu mine, asta mă activează emoțional și am impresia, mă face să simt că de parcă ceva nu e ok, de parcă nu sunt iubit, de parcă da, mă insecurizează. Și deci, cu cât sunt mai nesigură, într-o fel, nu știu cum să trăiesc, cu cât sunt mai anxioasă, cu atât asta o să apese pe accelerator, în sensul eu și mai mult o să vreau să fac dragoste cu tine. Și cu cât mai mult eu vreau să fac dragoste cu tine, cu atât partenerul într-un fel poate să trăiască asta ca o presiune sau pur și simplu, dar eu nu e momentul pentru mine și într-un fel să fie și mai reticent sau închis și cu cât el e mai închis, cu atât eu sunt mai anxioasă și cred că așa s-a început cercul vicios. Bun. Mersi, mult oameni buni că ați fost cu mine. Vă aduc aminte de e-mailul meu, natalia.pavalache, arobaz, da, au ăsta, gmail.com. Scrieți-mi, eu fiecare poveste de voastră o citesc. Din momentul în care am citit-o, vă dau un răspuns și păstrez în dosarul meu cam istoriile voastre, pentru ca să le pot după asta da, regrupa, vedea cum o să le prezint într-o carte. Tare aș fi vrut ca asta să apară, pentru că îmi dau seama pe cât e de important ca oamenii să-și dea seama. A, e că ne-am aminte ce vreau să spun.
eu în offline-ul ăsta când l-am făcut la Chișinău. După asta, după offline, când răspundeam la întrebări, când îmi rămăsese un fel de gust amar. În ce sens? Zic, mai parcă ceva... Nu eram eu ok cu mine. Și mi-am dat seama de ce nu eram eu ok cu mine, pentru că răspunsurile mele în offline-ul ăsta erau de parcă eu aș avea în fața mea un cuplu, un cuplu care se iubesc și se respectă unul pe altul. Da? Și deci răspunsurile mele erau într-un fel de start pentru un astfel de cuplu. Deci dacă vorbeam acolo iar despre dorința sexuală și eu spuneam că dacă unul are chef dimineața, celălalt are chef după masă sau seara, cum se face în așa situație? Și eu spuneam, păi, în cazul ăsta, câteodată chiar dacă nu vreau tare dimineața, o fac dimineața, pentru că poate altă dată, chiar dacă el nu vrea tare seara, asta o fac pentru mine seara, da? Și, dar după asta mi-am spus, dar imaginează-ți că acolo nu este în fața ta nu este un cuplu în care foarte respectuos de limitele și frontierele fiecăruia și în care un cuplu care unul cere, dar eu am nevoie, dar și ne-i întrebă. Și am zis, wow, dacă persoana care mi-a pus întrebarea face parte dintr-un cuplu de ăsta, păi mesajul meu față de ea ar fi unul de parcă aș pune-o să fac o chestie care ea iarăși nu se respecte și nu se respecte frontierele sale. De asta citind, vă spuneam, mă întorceam din Chișinău și am început să citesc cartea asta în franceză, Passe Soir, nu în seara asta, și când am văzut ce mărturii sunt acolo și în câte situații femeile fac sex fără ca să vreie, zic, o, Doamne, asta trebuie numai decât să fie spus. Și asta trebuie mai decât să fii combătut și spus, nu, nu e normal să faci sex pentru că așa trebuie. Asta nu e normal și asta foarte mult fragilizează cuplul vostru și asta duce spre ori blocaje. Ați văzut din mesajele sau nu toate, adică careva care am postat sau din care am primit, femeile spuneau, după ce am trăit o relație de asta, nu mai suportam ca cineva să mă atingă. Adică, dacă trăiești astfel de chestii în viața ta, după asta corpul tău el înregistrează violarea asta continuă a propriilor frontiere și când femeile se regăsesc în alte relații sau singuri, celibatare, el nu mai pot să lasă atinsă. Și asta e, adică trebuie desori să treacă ani de zile și un nou partener, poate cu mult mai atent, prezent, răbdător, care să le permită să treacă peste blocajele astea și să înregistreze corpul ăsta o altă programă, într-un fel. Am plâns de multe ori când am fost refuzată de soț, dar urmărindu-l am înțeles că e ceva normal că el să nu aibă poftă sexuală. Da. Aha, stai că asta am citit comentariul ăsta. Da, acele momente mi-au creat multe întrebări existențiale și foarte des îl luam la întrebări. Că nu-i mai place, dacă mă mai iubește, poate s-a schimbat ceva la mine. Eram proastă, omul avea stările lui. Alexandra, nu erai tu proastă, erai activată emoțională, erai vulnerabilă și atunci când suntem vulnerabili de suri, da, avem nevoie să știm răspunsuri și devenim poate un pic persecutoare, în care eu vreau ca tu să-mi răspund, eu vreau să clarific pentru ca să mă liniștesc, da? Însă cât mai mult îl urmăresc, cu atât el mai tare poate să îmi depărteze și să închidă în el. E posibil să-și schimbe cu timpul constituția sexuală sau mai mult din cauza că dispare focul dintre soți? Uite, aș fi trebuit ca întrebarea ta să o am în context, pentru că pentru mine foarte... nu sunt sigur că eu văd anume ce... E prea vastă pentru mine ca să pot da un răspuns. Mersi, Alexandra. Uh-huh. Mersi. E mega important ce faceți dumneavoastră. Mersi mult. Uh-huh. Sunteți atât de drăguță și explicați atât de clar tot. Mersi mult, fetelor. Mersi, mersi. Îmi pare rău că la noi se vorbește prea puțin despre aspectele date. Multe persoane din cauza că nu cunosc și se complexează. Uh-huh.
Foarte bună temă. Cred că orice persoană măcar o dată în viață a avut așa experiență. Da. Când spuneam zile trecute când am văzut și postarea feminismul de sau numai, da, ei îmi pare că au postat, în care spunea că practic o femeie din 49% de femei au trăit o violență sexuală. Eu atunci iarăși când mi-am dat seama că oamenii chiar și în offline-ul meu este riscul că o femeie din 2 din sala asta a trăit un lucru foarte urât în legătură cu sexualitatea și atunci când eu vin cu careva răspunsuri de tip nu știu, sau careva idei, încurajări sau vorbesc despre unele practici, da, ca sex oral, felație, cunilingus și nu știu ce, dar dacă discursul meu ar fi foarte diferit, dacă eu aș ști, uite, persoana în fața mea, despre care felație noi putem să vorbim când ea constant face sex deja când ea nu vrea. Mai spune ei, mai încurajează să mai facă și o felație. Păi asta e o doză în plus de neauzire și neascultarea propriilor sale frontiere.